Bun găsit, dragi prieteni! Sunt șef Nicolae Tomescu și sunt bucătar din plăcere. Astăzi vom face o prăjitură rapidă cu semințe, vișine și mere. Haideți să vedem lista ingredientelor și apoi trecem la treabă. Pentru prăjitura noastră avem nevoie de făină, zahăr pudră, ulei, mere, vișine puse pentru prăjitură, lămâie, praf de copt, zahăr vanilat, fulgi de migdale, nuci, ouă, sare și esență de vanilie. Am spart ouăle într-un castronel, am amestecat făina cu praful de copt, merele am tăiat cubulețe și lămâia am răzuit-o. Acum ne apucăm de treabă. Am pus zahărul pudră într-un castron, o să punem ouăle. Uleiul. Un praf de sare. 2 linguri de esență de vanilie. Zahărul vanilat. Și omogenizăm cu ajutorul unui tel. Nu este nevoie să folosim mixerul pentru că zahărul pudră se va dizolva imediat. Adăugăm merele cu coaja de lămâie. Vișinele cu tot cu zeamă. Iar cu ajutorul unei spatule amestecăm. Adăugăm și nucile. Și făina amestecată cu praful de copt. Încorporăm făina. Am omogenizat bine compoziția, am turnat-o într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, perestrăm fulgi de migdale și o dăm la cuptor pentru 40 de minute la 180 de grade. Prăjitura este gata, a trecut testul scobitorii, să știți că a durat 45 de minute de data aceasta, nu știu de ce, în mod normal cam 40 de minute. O lăsăm pentru 10-15 minute să se tempereze în tava în care s-a copt, după care o scoatem din tavă și o lăsăm să se răcească pe un grătar. Prăjitura cu nuci și vișine s-a răcit. Îi dăm hârtia de copt jos. O transferăm pe un dulap de lemn. O porționăm. Prăjitura este gata. Ia uitați cât de frumos se vede în interior. O să-i facem și un decor. Punem puțină dulceață de vișine. O întindem ușor pe farfurie. Punem și prăjiturica. Iar deasupra presărăm puțin crumble de biscuiți, care mie mi-a rămas de la altă prăjiturică. Nu e asta ca să puteți să folosiți dulceață de afine, de zmeură. Ce vă place dumneavoastră? Poftă bună, dragii mei! Dragii mei, asta a fost pentru astăzi. Până data viitoare, nu ezitați să intrați pe www.chefnicolaetomescu.ro și de asemenea să mă urmăriți activitatea de pe Facebook, YouTube și Instagram. Pe curând, dragii mei!